Bună ziua, dragii mei! Vreau să vă prezint astăzi o plantă foarte binecuvântată, să zicem așa. Are proprietăți foarte vindecătoare. Ea se numește drăgaica sau sânziana. Apare în perioada verii. Se poate recolta din 24 iunie până la sfârșitul lui iulie. Bineînțeles, într-o perioadă cu soare și se usucă la loc uscat și umbros. Ea are foarte multe proprietăți pentru bolile digestive, se folosește pentru bolile renale, pentru eliminarea nisipului, a pietrelor, în bolile genitale, în sistemul nervos, în obezitate, în anemie, în boli ale tiroidei, chiar și extern pentru răni, eczeme, plăci, glicozide, acizi organici, flavonoide, saponine, glucide, uleiuri volatile și a fost foarte utilizată pentru închegarea laptelui, deci în obținerea brânzei. După cum observați, eu am început să adun câteva și le voi folosi la ceai. Puteți să puneți și în apă până a doua zi și să beți acel macerat care are o acțiune foarte bună asupra intestinului, asupra stomacului. Trebuie băută acea apă dimineața pe stomac. Despre Galium Verum poate vom mai spune și altă dată. Până atunci, sper să recunoașteți această plantă. Numai bine și sănătate!